Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa. FM. Da, ceva astăzi despre... ceva trist, de fapt. Despre indiferența rigiditatea unei instituții publice din România față de un copil. Un copil care a trecut printr-o teribilă tragedie. E vorba despre uh, Marina. Marina este fetița de 11 ani care a scăpat cu viață din accidentul auto provocat de un polițist în București, la mijlocul lunii ianuarie. Sunt convins că vă amintiți momentul... Marina era cu prietena ei, Raisa, când au fost lovite de mașina de poliție. Pe trecerea de pietoni, Raisa, din păcate, a murit pe loc. Marina a ajuns la spital cu multiple traumatisme, fracturi și, desigur, cu o traumă psihologică serioasă. Știrea a ținut pagina întâi, cum se spune atunci, câteva zile. Apoi, cum se întâmplă cu știrile, a, am mai uitat, dar uite că a, ne întoarcem la asta. Au trecut două luni. Marina a fost externată, a intrat într-un lung. Dificil și dureros proces de recuperare, iar recuperarea presupune și reintegrarea ei pe cât posibil în viața de dinaintea accidentului. Și de aici începe această nouă problemă a Marinei. Ea încă nu poate merge cum trebuie, adică mușchii s-au atrofiat, e încă în nu are voie să calce cu întreaga greutate, face kinetoterapie și, evident, nu poate merge fizic la școală, deocamdată nu poate urca treptele până la etajul întâi, la școală copiii se împing, se joacă și din neatenție se poate răni și o luăm de la capăt, spune mama ei, citată de edupedu.ro. Dar, pe de altă parte, pe Marina ar ajuta foarte mult să reintre în sistem, nu? Adică ar fi parte din recuperare. Este parte din recuperare, măcar recuperarea psihologică. Trebuie să înceapă din nou să interacționeze cu colegii ca să treacă peste trauma accidentului. Păi și atunci, poate că ar putea face școală online? zic și eu, este o tehnică mai nouă, care a tot fost folosită în ultimii doi ani, luni de zile în țara asta, milioane de copii, sau poate chiar ani de zile, au făcut școală online. N-ar trebui să fie o problemă, nu? Ei bine, ce să vezi? Nu se poate. Și aici venim la problemă. Publicația Edupedu a descoperit că după ce starea de alertă a fost ridicată în 9 martie, Ministerul Educației a emis un ordin prin care Până la finele semestrului 2, doar elevii cu anumite boli cronice, mai pot face școală online. Deci boli cronice. Marina nu are o boală cronică, ea a fost, ce să zic, doar zdrobită de o mașină de poliție, deci nu se încadrează la criteriile Ministerului Educației. N-ai boală cronică, te-a călcat mașina de poliție, ai problema ta, nu e problema noastră. Și subiectul acesta s-a discutat intens pe grupurile de părinți. Marinei îi place școala, adică ea avea bursă de merit, ar vrea să reia cursurile, dar nu poate fizic și vrea să participe online. Și? Bun. Ok, poate că domnul ministru Câmpeanu nu s-o fi gândit la această posibilitate ca un copil să fie nevoit să facă școală online și din alte cauze decât epidemia de COVID. Adică poate că dânsului și subordonaților le-a scăpat gândul acesta când au emis ordinul de ce nu poate veni un copil la școală fizic, dar el mental ar trebui să fie încurajat să facă școală. Păi dacă nu are COVID, nu are nicio altă scuză. Mai sunt unii călcați de mașini, domnul ministru, poate că la asta nu va... Nu, bun, nu s-a gândit, nu i-a trecut primite, dar când afli de cazul Marinei și ești oficial de rang în la minister, poate ai o reacție omenească, empatică, gen... Ok, uite, e ceva la care nu ne-am gândit, dar sigur vom găsi o soluție, stați știți, trebuie să rezolvăm o problemă. Trebuie să rezolvăm această problemă, că de asta suntem aici, să fim în slujba cetățenilor. Vă asigurăm că vom face tot ce ține de noi să rezolvăm problema asta. Dar nu, reacția consemnată de Edupedu este exact pe dos. E reacția funcționăresc rigidă, la minima rezistență. Aia, nu e treaba mea, nu mă interesează... Așa e legea, nu e problema mea. Iată ce spune consilierul Ministrului Educației Radu Sechei pentru aceeași publicație, citez, noi nu avem baza legală ca să putem spune că această fată poate urma cursuri online. Pentru că legea spune clar că frecventarea orelor trebuie să fie fizică. Deci consilierul zice, asta e legea, asta e viața. Și continuă. În starea de alertă și de urgență s-au făcut modificări pentru că situația o impunea. Adică era o situație în care era nevoie. Dar acum nu e o situație în care e nevoie? Întreb și eu. Continuă, domnul Sechei. Fata poate urma școala online doar dacă în clasa ei sunt deja copii care au boli cronice și fac ore online. Adică dacă mai sunt și alți bolnavi, bine, dacă ești doar matale bolnăvioară, ne pare rău. Nu. Noi nu putem cere școlii să o lase doar pe ea să facă ore online, pentru că legea nu permite acest lucru. Bine. Deci noi suntem ministerul, nu putem face nimic altceva decât să ridicăm din numeri. Domnul Câmpianu nu a putut fi contactat. Asta e cu ministerul. Da, școala, adică Serios, pentru doamna directoare sau domnul director de la școala respectivă, nu puteți, domnule, să porniți din nou computerul de pe catedră și să o aduceți și pe Marina în acest fel la ore? Serios, nu, nu vă interzice legea. Dacă nu vă interzice legea în mod strict să faceți asta, nu cred că lăsați-o dumneavoastră, o săptămână, două, trei, până își găsesc inspectoratul și ministerul și toți oamenii importanți și bine plătiți din sistemul de administrare educației din țara noastră, câteva minute să se ocupe de ceea ce trebuie să se ocupe și anume de asigurarea învățământului pentru un copil nefericit, care vrea la cursuri, dar nu poate merge fizic încă în sala de clasă. Iar dacă legea trebuie modificată, Păi am avut cazuri în Parlament în care legile au fost modificate foarte repede când a fost vorba de interesul celor care votau. Direct pensii, pensioare, diverse drepturi, au trecut legile fluierând prin Parlament. Poate putem să facem un efort și acum și, domnule Câmpeanu, domnule ministru, haideți să faceți și dumneavoastră un efort. Arătați-ne că și meritați să fiți ministru, nu doar că puteți să fiți ministru. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa